O mamă și fiica ei au avut parte de o moarte cumplită după ce casa în care dormeau a fost cuprinsă de un incendiu puternic. Ultimele strigăte de ajutor ale femeilor au fost auzite de câțiva tineri care au încercat să intre după ele. Însă flăcările ardeau prea violent ca cineva să le stea în cale. Din nefericire, pompierii n-au mai găsit decât trupurile carbonizate între pereții încinși ai locuinței. Se auzea cum gemeau, probabil s-au intoxicat de la fum. Erau mai mulți băieți tineri care încercau să scoată femeile din casă și nu au putut pentru că flăcările deja se extinseseră foarte mult. Când ți-au dat seama că femeile nu sunt departe de una dintre ferestre, câțiva tineri au încercat să le salveze. Flăcările au fost mai puternice decât voința lor. În momentul când am spart geamurile, deja flăcările ieșeau pe geam. Am încercat să intrăm pe ușă, casa era plină de fum, nu se mai vedea nimic. Vecinilor le-a fost teamă să se apropie de incendiul violent, dar au sunat la 112. Incendiul se manifesta la acoperiș și la 3 camere. S-a intervenit cu 2 auto speciale cu apă și spumă și un echipaj zbord. Echipajul smurd a rămas la fața locului până când pompierii au reușit să stingă focul. Din păcate, casa a ars aproape în întregime, cu tot cu trupurile celor două femei. Fica în vârstă de 67 de ani și mama ei de 93 de ani trăiau și se întrețineau singure de mai multă vreme. Nu au lumină. Se încălzeau cu sobă și lumina erau lumânările. Cine avea grijă de ele? Nimeni, între ele, mamă și fică. Și din ce trăiau? Aveau pensie amândouă. Se descurcau greu cu banii. Aseară cel mai probabil au făcut focul în sobă și s-au culcat. Cu ce se încălzeau? Sobă cu lemne. Ce puteau. Mai mult până tăia via, până băga din viță. Rudele celor două femei locuiesc la câteva case distanță și se vor pregăti acum pentru înmormântare.